Vergeturile roșii sunt vergeturi noi apărute. Acestea se datorează ruperii fibrelor de colagen și de elastină la nivelul pielii și de aceea sunt foarte asemănătoare cu cicatricile. Cea mai mare parte, acestea reprezintă doar o problemă estetică și nu una medicală. Cu timpul, acestea se decolorează, ajungând de la o nuanță roz-roșie la o nuanță alb-sidefie, devenind astfel mai puțin inestetice. Desigur, dacă ne deranjează din punct de vedere estetic, acestea se pot estompa cu ajutorul unor tratamente locale, precum creme emoliente, utilizarea chiar de derivați de vitamina A, precum retinoizii. Ca și proceduri în clinică, în funcție de aspectul și vechimea acestora, cele mai eficiente sunt terapiile combinate, precum laserul fracționat, microneedling-ul sau mezoterapia și pulse dye laser. Numărul ședințelor se va stabili în funcție de calibrul și aspectul acestora, în medie între 4 și 6 ședințe la intervale de 2-4 săptămâni. Aceste proceduri vor estompa vergeturile în așa fel încât să nu ne mai deranjeze din punct de vedere estetic.